Merhaba! Salutare, genturi! Noi seara târziu aici, noaptea, în Antalya, în sudul Turciei. Vedeți că suntem în tricouri. Da, e foarte cald și chiar e o temperatură, o vreme foarte favorabilă. Cred că trecem la pantaloni scurți. Da, chiar e cald. Când stăm la soare, chiar nu e prea cald. Oh, facem plajă. Ia uite, acolo se văd munții. Munții în zăpadă. Ah, da, ia uite. Wow. Ia, să vedem camera. Foarte frumos. Unde-s? Un piculeț se vede, iată, acolo, așa. E cam ceață. Da, e cam ceață și... Să vedem un pic. Am mers 3 zile din București până aici, așa că astăzi o să ne luăm o zi liberă și ne relaxăm un pic. Mai aducem un pic în ordine autorulota, mai testez eu panourile solare, văd cum funcționează. Asta de-am nu-i relaxare? Da, e relaxare, aș putea spune, că stăm așa într-un loc și nu ne batem capul. Adică stăm, facem un pic de plajă și da. Dacă reușim. N-avem alte planuri, da, pe azi. Acum am venit Lara Beach, aici se numește, este în estul Antaliei. Am găsit chiar un loc de campare direct pe plajă și vedeți că acolo sunt și este o rulotă și o autorulotă acolo. Mai sunt ăștia la fel, ăștia sunt turci deja. Plaja este foarte mare, acum o să mergem până la mare să vedem cum e apa. Nu e foarte curat, vedeți? E un pic de murdărie, mă rog, ca în Turcia. Ca de obicei, în Turcia. Da, cuși poate, nu ne miră. Poate curățim noi un pic. În rest e fain, da. Stăm aici, frumos. Și... În sfârșit, e soare! Acum m-am uitat câte grade sunt în România. În România? Da. Vreo 3 grade, dacă nu greșesc. Da. Și o nins, chiar în Republica Moldova am văzut că o nins benișor, deci e minus, așa, să zicem în jur de 0 grade, unde și unde. Dar undeva aici... e minus, undeva e plus. Dar aici sunt plus 20 ceva, nici nu știu câte grade. În autorulote la noi sunt cam vreo 24 de grade, așa, în interior. Uh-huh. Dar noi stăm cu ușa deschisă. Și uh-huh, cam aceeași temperatură e și afară, plus minus acolo. Da. Mici diferențe. E fain. Super. Da, nisipul e fin. N-ai mai fost la plaja asta, nu? Da, numai că mai e încolo, în dreapta, departe. Da, mai lângă Antalya. Asta e una dintre cea mai lungă plajă de pe riviera Antaliei. Balurile mari! Miros ăsta de mare. Da! Ia încearcă tu prima, că eu sunt ciorap. Vrei să încerci apă? Ia uite acolo, chiar stau în apă, uite. Caldă. Se scaldă. Păi nu cred să fie apa foarte rece. Cred că vreo 20 de grade, cam așa. Chiar trebuie să ne uităm. Hai să încercăm marea! Au! Cum e? Nu e cea mai caldă. E rece, da? E cam rece. E ca de râu. Cam așa. Dar acolo cineva stă așa frumușel în apă. Da, apa e foarte curată. Ia să încercăm măsuța noastră. Op, așa. Ok, ia de spun așa un cartonaș aici să nu se murdărească. Așa. Ce ziceți? Avem măsuță. Acum îmi pun scaunul așa. Și putem să stăm la masă, mâncăm afară. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? Ok, în primul rând o să ștergem panourile solare, deoarece nu le-am șters încă niciodată. Și acum pe drum, pe cât am fost încă de la Brașov, nu le-am șters niciodată, așa că o să trebuiască acum să le șterg. Am așa o scară telescopică, care e compactă și e destul de ușurică. Și o să mă urc pe... Acum nu pot, mai înainte ca să șterg panourile, putem să merg prin spate pe acolo, așa. Mă urcam și ajungem tăman să șterg panoul ăla. Dar acum, fiind că am două și n-am loc pe împrejur, trebuie neapărat cu scară. Așa.
Ia vedeți cum sunt murdare panourile. Oricum ele acum generează curent, vă dați seama, dar numai că nu sunt atât de eficiente. Așa că o să le șterg așa un pic. O să trebuiască și din partea asta și din partea cealaltă să mă duc, când ajung dintr-o singură parte. Ia să vedem cât generează acum panoul nostru solar. Acum vedeți, în absorption state, adică asta înseamnă că panoul e cam peste 80% încărcat și acum el nu acceptă curentul maxim, așa că trebuie să îi punem un pic de consumator. Ca de obicei punem încălzitorul ăsta. Să vedem. Asta consumă undeva vreo 300 de watts, așa. 350. Așa, ia să vedem acum. Acum 380, 400 de watts aproape. Așa, hai. Ei, nici nu ne ajungi de atâtea consumatori, că el acum ieși din baterie. Mai trebuie ceva luminiță, mai trebuie ceva consumator. Să spunem. Hai, pune-o. În smart shunt, ia uite, încă nu consumă tot, nu consumă nimic din baterie. Așa, mă, și mai pornește. Fenul ăsta tău, da? Hai, pornește, să vedem. Ia. 385, ia stai să vedem dacă consumă din baterie ceva. A, da, mă consumă din baterie. Ia să vedem, că acum trebuie să fie maximum. 386 de watts. Asta e maximul la momentul de față cât generează. Ia mai ține leac să vedem, poate să dea mai mult. Poate stabilizează. Consumă mult batea asta ta. 383, asta e maximul cât dă. Iată soarele acolo, vedeți, e destul de jos, un destul de mare. E cerul nici nu e ideal senin, vedeți, sunt așa un fel de noi. E ok, poate un rezultat foarte bun. Pe la meu maxim, când era panoul ăla meu singur, când era soarele sus și era condiții ideale, practic genera maximum 180 de watts. Amu, dar avem curent la soare. Asta consumă cât? 800 de watts, da? Pot să generez asta ca curent și datorită solar charger-ului ăsta, convertorul ăsta solar de la Victron, că e într-adevăr e foarte eficient cu ăla, cred că mai puțin generam chiar cu astea două panouri. Și ăsta, battery to battery charger-ul meu a ajutat să încarc bateriile până la aproape 100% de la alternatorul mașinii, că în mod normal cu VSR-ul ăla nu se încărcau până la 100%, doar până la 75%. Iar asta, smart shunt-ul ăsta de aici, la descărcarea bateriei, așa. Acum, un sistem electric, un solar, încerc panourile în serie, deoarece acum sunt în paralel și în serie ar genera o tensiune mai mare. Acum, dacă un panou e spart, atunci generează curent, mă rog, la maxim, cât el poate. Hai să vedem. Iată conexiunea în paralel, așa arată. Sunt combinate plusul și minusul. Vedeți, aici e minusul de la un panou, minusul de la alt panou. Și aici e plusul de la un panou și plusul de la alt panou. Și sunt combinate împreună. Acum, în serie, o să trebuiască să conecteze eu plusul de la un panou, minusul de la altul. Și astea să le conectez așa împreună. Ia să vedem dacă nu se mă încurc acuș. Ăsta e minus, ăsta e plus și ăsta sunt conectate împreună, dar acum e în serie. Haideți să vedem dacă avem alte rezultate mai bune sau nu. Hai, mai testăm o dată acum, ia să vedem, luniți. Turnește. 300, e tot acolo. Nu-i mai, tot cam așa.
Nu știu, acum poate poziția soarelui s-a schimbat. Ia? Hai, hai, hai. Tot așa. Le stânge? Ia vedeți acum, tensiunea care vine de la panourile solare, de caz. Vedeți? Mă da cam în două să stupate atunci. N-am înțeles. Lasă așa, dar ia, vedeți? Acum... Ia? Și umbra de la carton și oricum generează. Ok. Super. Ia să las stop și pe asta. Așa, ia acum. A, vedeți? Da. Iată. Înseamnă că în serie la fel, dacă unul e stupat, cel îl generează. Foarte bine, foarte, foarte bine. Lasă în serie atunci, da? Ce ziceți? Ia, încă o dată. O, ia uitați-vă. Eu știam de fapt că în serie, dacă stupe un panou, celălalt nu mai funcționează. Nu știu, cine e mai specialist și poate să-mi dă un sfat. Sau poate asta se datorează solar charger-ului de la Victron. Poate e așa mai smart și alege tensiunea mai înaltă. Nu știu, nu știu, chiar nu știu. Aștept sfaturile voastre în comentarii, cine e specialist. Vă amintesc că folosind codul SANCHEIS15 pe site-ul Darkom Energy aveți 15% la reducere la produsele Victron. Așa că intrați în descriere pentru mai multe detalii. În special asta e folositor pentru cei care vor să facă o conversie a autorolotelor sau chiar vor să-și pună un sistem solar la ei acasă. Ne-am echipat bine, am luat monociclurile și mergem să căutăm un restaurant undeva să luăm masa. După cât știu, cam închise restaurantele cu careva excepții și acum o să căutăm excepțiile astea. Dacă o să găsim. Hai. Iată, Lumnița și-a luat monociclul ei nou, acum putem să mergem până la 35 de km la oră. Nu sunt viteza. E chiar interesant cu cât merg am, dar nu cred că e mult. Am o rata e mai mare și nu sunt atât de tare viteza. Asta e de 16 la InMotion V5F, e de 14.5. Ia uite chiar ce viteză. Dar simt că e mai greu. Ei, mă rog, clar că se simte că e un pic mai greu. Pedalele sunt mai mari și mai comod stau pe el. Deci stau mai sigură parcă, da? Să-mi spui când ajungi la 35. 30. 33. 32. 35. Îi pierd stabilizarea. Când ați fi drum și drept, drumul e rău și, adică cum e de sunt denivelări multe, roata e prea tare pentru kilogramele mele și mă aruncă de pe roată. Deci dacă este vreo groapă, ceva, și eu cad în ea, merg peste ea, păi mă arunc, rămân în aer pentru o secundă, două. Dar uitați să luăm camera 365. 65? 360 camera. 365? Am uitat să luăm camera. Blocuri de locuit sunt aici. Și am văzut încolo, uitați-vă, sunt și case de vacanță și hotele. Cred că am găsit ceva. Open? Deci am găsit un restaurant, doar că nu putem să mâncăm aici pe loc, o să ne luăm doar mâncare acasă. Ne-am ales ceva de mâncare. Clar că ne-am ales una din pide. Ne era foarte dor de pide. Și ne-a luat și niște pui la grătar. Acum o să așteptăm vreo 10 minute și ne luăm mâncarea și plecăm acasă. Doar take away, nu? Doar take away, da. Nu poți să... Deci așa am găsit, dar poate dacă cauți cum am găsit noi pe drum, găsești, presupun. Deci ne-au adus mâncărica, iată toată sacoșa asta. Și în total a costat 52 de lire. Mi-a fost poftă de mâncare turcească, de aia am luat acasă la pachet. Am preferat să luăm de la restaurant ceva decât să gătim noi. Oh,
Iată, mâncărica noastră în total a costat 52 de lire. Un preț foarte bun, ținând cont că mâncăm la un restaurant pe malul mării. Da, cu vedere frumoasă. Malul mării, așa, frumos. Hai să vedem dacă e bun. Avem pide, pui la grătar și cartofi frii. Da, poftă mare. Așa, hai să gustăm. În primul rând pide. N-am mâncat de cât? De jumătate de an? Mi-a fost dor de pide. Foarte gustos. Se aseamănă cu pizza, dar totuși e foarte diferit de pizza. Mă rog, nu foarte, dar e diferit. În special aluatul ăsta e un pic așa mai diferit. Tot ce vedeți pe masa asta a fost 52, inclusiv airanul și aperitivele astea la fel sunt mi-o dat acasă. Care de obicei îți dau din partea casei acolo, pe masă, dar aici mi-o dat acasă. Și un punct negativ din toată chestia asta cu takeaway este că rămâne o grămadă plastic și o grămadă burete din ăsta și na, asta e un punct negativ, dar ce să-i faci? Unii chiar nu prea aruncă chestiile astea la gunoi, ori le e vântul și vedem multe pe sub copaci, pe așa, nu toți sunt educați, așa că cu părere de rău asta e, dar sper că urmăritorii noștri nu sunt așa, nici unul din ei, sunt sigur de asta. Și acum trecem la desert. Da. Mulțumim prietenilor din București, ei ne-au dat vinul ăsta. Și floricelele au rezistat până în Turcia. Super, da, acum un paharel de vin și ziua este completă. Just loving this moment, can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just living. Și gustos, foarte gustos. Chiar e foarte bun. Cu priveliște asta e și mai bun. Și la soare, călduț. Da. Niam, niam, niam. S-a dus Liduca la pui. Costi face plaje. Da, așa e de cald. Baie de soare. E foarte cald. E un pic murdar prin fața noastră, dar na, așa e priveliște aici. Și afară avem, nu știu câte grade, vreo 23, cam așa. La soare e foarte cald, la umbră nu știu. Da. Forever. Forever. Deci prima zi în Turcia a fost frumoasă, cu soare, cu 20 de grade afară, așa că suntem foarte bucuroși că în sfârșit am ajuns la călduț, la soare. Mâine însă începem explorarea Turciei, parte de sud a Turciei. Traseul nostru posibil o să fie spre est, pe mai mult pe litoral, dar o să intrăm și pe continentul. Și poate începem daily vloguri, ce ziceți? V-a plăcut? Data trecută în Turcia la fel a făcut daily vloguri. Vedem, sper să ne reușească. Ne gândim așa, în fiecare zi la ora 8 seara publicăm un vlog, în afară de sâmbătă. Sâmbătă așa, o să fie o zi liberă. Ce ziceți? O să ne stăruim, deoarece este destul de obositor și pentru noi să facem content fiecare zi. Plus să-l edităm, să-l prelucrăm acest content, să ne mai informăm și pentru următoarea destinație. Dar o să încercăm și așteptăm din partea voastră susținere. Da, dacă vedem multe, multe like-uri și vizualizări, atunci continuăm. Dacă nu, mai puțin. Așa că așteptăm like-urile voastre, fiecare video care îl vedeți, puneți like. Și dacă nu sunteți abonat, neapărat dați abonare și... Da, cu ajutorul vostru o să facem, cred că, și daily vloguri. Dacă vreți să fiți la curent cu cele mai noi destinații a noastră, intrați pe Instagramul nostru. Acolo o să ne vedeți pe Instagram Story cu publicațiile la zi, chiar la minute, la moment, așa să-i spun. Și o să fiți primii care o să aflați unde suntem și ce facem. Puteți să-mi dați și acolo un follow și o să fim foarte bucuroși. Mulțumim că ați fost cu noi până la urmă. Pa! Gule, gule!